Gata, nene, pregătit de drum. Mă duc în Italia, vreau să-mi iau o cafea. Păi da, cum să nu, că asta din Nemția nu-i chiar ce trebuie, crede-mă. Bineînțeles că mi-am aprins aici iluminatul interior cu al meu tricolor. Așa de fain se vede seara. Păi de pui mei, super tare. O grămadă dau flash-uri. Eu îi salut cu butonul ăsta. Îl apăs pe ăsta și se învârte ăla de deasupra. Nino, nino. Am plecat, mai stați? Nu merge nimeni încolo. Vă duc la deal? Nimeni, mă, nimic. Ăla ce face, mă, acolo? Se pune să mânce, mă, cred că. Bă, așa urât miroase aici, frate. A, din alea, cum îi zice? A bălegar din ăla. Ioi, abia aștept să plec de la ăștia aici. Cât e, mă, acolo? 14, mai stai, mă, un pic, că n-o fi foc. Hai jos, hai jos. Pam pararam, pam pam pararam. Acum nu prea se vede, dar seara se vede foarte fain. Pregătit de drumus. Manule, ce faci? Nu e nimeni? Bine. Am mers, am dat așa o raită, să fie totul în regulă, m-am uitat, am făcut o inspecție vizuală, că tehnică nu știu să fac și nu acum. Și totul este perfect, eu am plecat, vă las, vă salut. Păi da. Cineva trebuie să mai și lucreze, mă, țara asta. Păi dă Volkswagen, nu falimente și de mult la cap. Dar cum să nu? Și pam parararam, pam pam. Dă-mă ustensile aia încoace, că mie cu asta îmi place. Pac, de la Tarsin. Te duce și te aduce de oriunde de, până Europa, în sfârșit. Vreau să văd dacă este asta online. Connect, 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 connect. Excelent. Traffic, tonton, account, Bluetooth, Wi-Fi, tot ce trebuie, bro. Ești pregătit să mergem, domnule Tom? Sunt pregătit, Valentin. Chiar abia așteptam să mergem. Sigur că da, imediat plecăm. 15-16 minute ăsta aici. Pac, pac, două. Unde te duci cu ăsta? Hei! Trebuie să închidem aici obloanele. Îți pregăti, bro, am aici telefoanele, am aici niște din ăsta de mâncat, am ăsta pentru năsuc, am ăla pentru celălalt așa și bă, ăsta ce-a mai rămas în sfârșit, și pipe și cafele și toate cele. Gata, îți pregăti să plec. Mai las ăsta să meargă un pic pentru că încă nu s-a încălzit motorul și eu am nevoie de, e o temperatură destul de călduroasă aici, am auzit că sunt vreo 20 de grade acolo în Italia. No, hai cu Doamne ajută, nene. Și să ne meargă bine și noaptea asta. Câți kilometri mai sunt? 953. Mamă, o grămadă, dacă fac 500 tot e bine. Băi, am plecat, vă salut! O, stați aici. Dacă nu vreți, veniți cu mine. Eu ce să vă fac? Vine ceva de acolo? Nu vine nimic. Atunci să mergem noi, Valentin, dar cum să nu, bro? Stai să închidem aici fereastra. Perfect. Bă, dar cum ieșim de aici? Tom, Tom, cum ies de aici? Stânga? Acum. Arad 85 STS pe frigus. Vumbarigas pe aici. Așa. Și acum? Tom, Tom, pe unde? Înainte? Bine. Dumneavoastră, stânga, dreapta? A, înțeles. M-am prins eu, nu-i problemă. A, ești prieten cu doamna Cici. E ok, nu stai liniștit. Pe acolo ce că interzis cu astea mari. Nu are nimica. Tom, Tom, tu știi drumul, nu? Dreapta zici? Dreapta facem, bro, nu-i problemă. Asta a lăsat aici rămurcuța, fii atent. Bam, pararam, pam, pam. Asta așa că ești un pic aici în stânga. Și fac aici o învârteală. Vum. Dau aici pe ăsta mic. Și pun aici așa, că eu ca și cum vreau să ies, știi? Așa. Bun. Excelent. Burger King și hotel. N-ai să crezi, hotel de maimuțe. Bă, aici trebuie să-i dai o... A, eu m-am oprit, frate, am crezut că trebuie să fac ceva. De la Mode. Uite ce frumos e. Mare atenție aici, bro, nu ieși cu viteză că e periculos. Mai ales în părțile alte pe Italia. Poți să intru? Mulțumesc frumos, nene, chiar apreciez, o să te salut imediat după ce am intrat pe bandă. Uite, pac, 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 pentru tine, Valentin, am făcut treaba asta. Vezi, asta înseamnă să fii cu respect, să fii ce trebuie, știi ce zic? A văzut omul că am venit, a lăsat și el ușurel, stai, o să intre și băiatul ăsta, dar cum să nu?
Salzburg, 95 de din alea, Rosenheim, nu știu ce e ăla, în sfârșit, ceva oraș pe aici. Ia uite ce fain se vede. Bă, aseară am tot prins ceva, am prins. Bă, dar zici că nu sănătos la cap, în sfârșit. Exprimarea asta, băi, Valentin, lasă de dorit. Te rog frumos să fii mai atent la modul tău de a te exprima. Bă, lasă-mă naibii în pace. Aseară am prins niște ceață. De nu-ți venea să crezi, frate, serios. Frig, bă, era minus 2, plus 4, minus 1, știi? Tot așa, bă, stai așa ușor, Valentin, că aici avem greutate. Hai să lăsăm aici la un 75. 77. Ăla e departe? E ok, nu-l încurc. Atunci pot să-l las la 75, să mă duc 80 la vale, că este suficient. Că nu ne grăbește nimeni. Băi, dar ce frumoase peisaje, bă, băiatule. Fantastic. Serios. Mai ales acum, cum este pe toamnă, ca să zic, știi? Hai să mai pusem un pic. Copacii ăștia, mă, au fel de fel de culori la frunze, la, știi? Foarte fain. Hai să mai pulsăm un pic. E perfect. Pampara, bă, unde te duci, mă, cu ăsta? Căzâul, soare. Ia uite-și pe ăla. Amazonski, camionul era de Suceava, acum, pariu. Uite, mă, dar e fain, mă, ce vorbește, frumos la ăștia. Dar cum să nu? Nu mai vin, dar e fain. Pam, param, pam, pam. Ia uite ce de antene a pus l-o ăsta aici, frate, pe baracă. Hai de cap, eu cred că-s fată porcii la paștele cailor. Ce zici, Tom Tom? Că am depășit cu 3 km viteza? E ok, stai liniștit. Nu-i problemă. E în regulă. Să punem aici frumos la 84, 85. O luăm și pe domnul Tom Tom. N-ai voie să pui mâna pe telefon. Nu scrie în regulament asta, mă. Ideea care este legat de telefon, frate. Adică cu toții folosim telefonul ăsta, să fim cinstiți. Lasă-mă tu că vorbesc, ai răbdare. Ideea este că am văzut foarte mulți care folosesc telefonul aici, frate, și am mai tot povestit chestia asta. Bă, frate, dacă tot ai nevoie de el să citești, să faci ceva repede pe el, ține-l aici, bro. Ține-l aici, de ce? Pentru că tu ai și vederea periferică. Pe când aici tu vezi jos, atât, tu nu mai vezi în față nimic. Așa că deschizi cam seama, pui telefonul acolo și îți vezi de drum. 10 km tot înainte. E bine vreo, dacă stăm la vale e perfect. Bă, la ăia am vrut să mă angajez și eu și nebunul ăla. La ăia care au agabaritice, grumor de ăia, cum se numesc, habar la, nu mai știu. Și zice ăla, da, zice, trebuie să mergeți în sejur cu un coleg, o să fiți plătit la 50% din diurnă. Și zic, alo, da, zic, tu vorbești serios? Domnul Valentin, da, zice, credeți că ne arde de glume? Este o firmă foarte serioasă. Firma cu siguranță este serioasă, dar zic, partea română mai lasă de dorit. Zic, hai, servus. Și am închis l-o la telefon. Du-te, n-ai să te ia. Bine, mă. Dar cum își permite, mă, frate, să... Păi, domnule, n-ai experiență și 3 luni de zile trebuie să mergi cu un șofer și ești plătit cu jumătate din diurnă. Tu ești nebun la cap. Ce dracu-i prost fac asta? Tu dracu cu stea de tâmpit. Bine, mă. Nu, mă, dar de ce mergem așa încet aici? Nu înțeleg. A, uite, e o cameră mai încolo. Vezi, Tom Tom, îți mulțumesc pentru camera aia, bro. Ce e acolo? Ceva cameră, Vasile, ce știu. Știe Tom Tom ce e acolo. Ia uzi, și cam Samu știe ce e acolo. Ia stai, mă, să-l lăsăm la 80, că pe aici camionul trebuie să meargă cu 80. Da, da, e ok, e ok, îți mulțumesc că am prevăzut și de la tine, Tom Tom. Mulțumesc că am Sam, vă mulțumesc frumos că sunteți cu mine aici. Camera este chiar acolo, am 85 de metri față de autovehicolul din față. E perfect. Da, acolo sunt camerele îndreptate în partea asta. Putem să mărim și noi viteza acum. Nu știu dacă sunt din aia de distanță sau ce, mă? Da, mă, era camera, dar cum să nu? Yes. Ok, thanks, like. Bun, mergem mai departe. Am mai văzut români și dorm aici, frate. Eu o singură dată am dormit într-un squad din ăsta în Italia.
Ideea e că eu chiar am dormit, adică n-am avut nicio treabă. Eram în partea alaltă la firma aia care făceam tur-retur și am rămas acolo. Am fost prin vreo 3 parcări, n-am găsit, nu era ce trebuie, zic, asta e frate, mă opresc aici pe asta mică. N-a venit miliție să-mi dea amendă, nu nimica, știi? Dar am dormit, dus. Zic, o fi desfăcut vreunul prelat, asta mea cartofi, nici nu mai știu, că veneam de undeva, cred că din Franța, nu mai știu de unde. Știu că aveam cartofi. Zic, hai că e bine, bă, ăsta tot cu 85 merge, bro, du-te tu că vin și eu, salut, salut, e ok, stai liniștit, Valentin te-a observat. Am văzut că ai din ăla nou, adică trebuie să respectăm aici. Asta așa că dăm acum peste lituanieni ăștia care merg pe aici prin Austria și pe partea aia altă cu 60, cu 65, cu 80, cu 70, de tăia râsul, frate. Bă, deci nu-i înțeleg pe ăștia, bă, băiete. No, serios dacă îi înțeleg. Da, nu-i problemă că eu am vreme să ajung. Mai am programul ăsta și încă un program și după care ar trebui să intru la un 24. Hai bă, dă-i, ce-i faci, frate? Umbli la ciocârlie? Termină, mă, nu mai faci așa, manule, că ne vede lumea, ne aude. Polanski. Mamă, când am ieșit din Polonia, ieri, nu mai știu, când aseară, în sfârșit. Mă, deci era o îngrămădeală acolo de camioane. Hai de pui, nu-i foarte mare, frate. Everyday International RO 72725. Ce scoșteau? 4,5 spre dreapta. Bine, mă, dacă zici tu. Amazonski. Băi, termină că ne aude lumea, nebunule, nu mai face așa. Las activ tot timpul ăsta pentru bandă, mai ales noaptea. Știi? Mai face el așa, e mai țăcă. Ideea care este că dacă merg la limit aici în partea stângă, stai să încerc acum să fac asta. Uneori cred că îi dă eroare pe radarul ăla, știi? Pentru că este când merg pe undeva la două degete, să zic așa, distanță și el totuși strigă că aș fi depășit banda, deși nu e adevărat, știi? Mă rog, cine știe ce socotel face și el aici. Pam, Panamera, 3,1. Ia uite și aici, frate, din alea stâlpi, din momentul la efect. De unde ați găsit atâția stâlpi? Uite aici, vezi? Fii atent. Da, rog de pace. Unde te duci pe cu drujba aia? Am înțeles că o să fie foarte cald, undeva la 20 de grade aici în Italia. Nu prea îmi trebuie neapărat căldură cu răceala asta. Adică, e nașpa, vreau să-mi fac eu temperatura care îmi trebuie. S-a încălzit motorul, e perfect, opresc ăsta, dau ăsta aici, pun aici la 27. Și așa mă duc cu 27. Așa am fost și aseară. Nu o să fac chiar 27, pentru că eu am observat la modelul ăsta de man, este problema asta cu temperatura interioară, cu căldura, știi? Nu dă căldură cât ar trebui să dea, adică setezi aici 25, dar el cred că e 19 grade. Și am observat asta și la ceilalți, la celălalt man pe care am lucrat când am fost în Germania, știi? E același lucru, am observat. Aib, țin minte Opelurile astea Insignia, când eram cu 3 și jumătate, m-a oprit odată pe Germania, noaptea, eram cu 3 jumatele și zice, m-a controlat la foile alea de somn, știi? Unde-i mă ăla cu aia mică, că nu-l mai văd? Bă, era să dau peste unul într-o zi, nu mai știu pe unde eram, cred că prin Germania, habar n-am. Mergea acolo și nu l-am văzut, știi? Și era să dau peste el, frate, dacă nu trăgeam de volan. În sfârșit se mai întâmplă. La fel am pățit o dată și cu 3 jumatele. Da, mă, și mi-a dat milițienii, frate, amendă 120 de euro atunci. Că nu aveam foile alea de somn, știi? Și după am început să le fac, în sfârșit. Eram în Belgia acolo, când încep să urci panta aia, știi? Unde e cu radar, cobori radar și după aia încep să urci, să fac 3 benzi. Și acolo era cu 3 jumatele și era să dau iarăși peste unul.
De asta zic că tot timpul e foarte important să consulți oglinda aia de acolo și cu asta de aici, mai ales asta de aici, când ești și te oprești foarte aproape de ceva, să zic, știi? Pam pararara pam pam pararara pam 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 pam. Wow, ce entuziasmat am fost prima oară când am fost pe partea asta pe aici. Și acum îmi place peisajul. Aici cred că este fain să mergi, să zic așa, o dată pe lună, știi? Bă, ce faci ăsta? Bă, ai temperatură cu asta mică. Ce faci cu ea? Da? Am depășit viteza? E ok, suntem în grafic, stai liniștit. No, bun, o duc mai departe, Bobiță, se face seară, ia uite munții. Mi-ar fi plăcut să găsesc și un pic de zăpadă, că ar fi fost mai palpitantă treaba. Da, nu este zăpadă. Cine știe, poate data viitoare. Sunt 9 grade acum, temperatura exterioară. E ok. Este foarte bine. Rămâi cu mine. Te salut, my friend.